Bună dimineața! Astăzi vreau să vă povestesc despre ceea ce înseamnă o experiență trăită ieri de viață. Eram prin oraș și mă întorceam spre casă. La un moment dat văd că tot orașul se împodobește. Pentru sărbătorile de iarnă, spun toate persoanele. Și începe ceva de genul în felul următor. De ce așa de vreme? În octombrie? Păi da, dar până începem, până montăm în tot orașul, cam așa e și prin toată țara. Și până terminăm, până și trece o lună să-mi podobească. Mai stăm ce mai stăm. Vine luna noiembrie. Pe la jumătatea lunii noiembrie am cam terminat de făcut ce trebuia. Încep probele din noiembrie până la 1 decembrie. S-a prins, nu s-a prins, nu s-a stins. Bun, trec mai departe. Dau drumul la radio la mașină. Mă întorc spre casă, da? Pe Kiss FM. Și făceau o mare panara. Chiar despre împodobitul orașului cu ghirlande și toate cele din octombrie, de la jumătatea lui octombrie până în decembrie și le aprindem în decembrie până 7, 8, 10 ianuarie sau mai mult. Bun. Și au început să-și dea cu părerea. Și ascult la radio și conduceam. Păi, de ce a făcut așa? Pentru că anul acesta a fost cel mai prost din viața noastră. Au început cu toți. Păi de ce? Păi pentru că a apărut coronavirusul și XI ne-a făcut pe toți deținuți. 3 luni am stat în casă. Mai mult sau mai puțin? Mai mult sau mai puțin? Ce au început? A fost cel mai prost an să se termine odată. Noroc că pun ghirlandele ăștia și trec mai departe, peste. După ce am venit la muncă, nu mai eram bun de nimic. 3 luni am stat ca pleava în casă. Să nu răcesc, să nu fac, să nu drec. După care, nu mai eram bun de nimic. Așa zice. Al dracu si ne-a făcut deținuți pentru 3 luni. Noroc că sunt ghirlandele. Că ne uităm, a trecut jumătate de lună. A trecut și jumătate de luna noiembrie, după care încep cu fazele acelea. S-a aprins băiculețul pe stâlpul 2, pe stâlpul 3, nu s-a aprins. Pe la 1 decembrie, ca totul să fie perfect. Când s-a aprins luminițele de la 1 decembrie, mamă, ce bine că a venit 1 decembrie! Am scăpat, frate, de anul ăsta nenorocit. 3 luni am stat acasă, ca un deținut, în cauza lui XI și coronavirus, măi băiete, ce să-i faci? Nu îți vine să crezi ce poate omul să scoată pe pământ. 1 decembrie vine Sfântul Nicolae. Mamă, ce tare! Trebuie să caut cadouri pentru Sfântul Nicolae și copii. Termin cu Sfântul Nicolae și ajungi mai departe. Unde crezi? La Crăciun, ne apropiem de Crăciun. Wow! În sfârșit a venit Crăciunul. Am făcut cumpărături și toate cele pentru Crăciun. Începe vacanța de iarnă, cum spun românii, între Crăciun și Revelion. Dacă apuci, dacă nu, trebuie să te duci la munci.
Și muncești, lăsa capacele. Bine că s-a terminat anul ăsta. Să se ducă dracu că mi-a stricat toate planurile. N-am mai fost în Grecia, Italia, Spania. Că mă bagă ăștia în carantină. Mă duc pe Valea Parahovei. Stau bară la bară, nu mai știu pe unde o să iau. Mă duc cu trenul, cu avionul, cu toate cele. Dar numai la mine în țară. Nu se poate, nu se poate, domne, nu se poate. Și o viață povestită la radio. Nu se poate. Acum vă las să discutați. Și să râdeți și să plângeți în același timp. Cum spunea cineva ieri, o să plângi în hohote. După care a început ceva de genul, o să plângi în hohote de râs. E cel mai greu, să plângi cu hohote de râs.